Aldaș Beicașec, să fiți binecuvântați. Să citim cuvântul Domnului din Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel la tot puternic. Amen. Vă rugăm să ocupați locurile. Este o bucurie să vă văd și să împărtășesc din cuvântul Domnului cu voi. Am citit versetul acesta în mod special. Acolo se vorbește despre Dumnezeu, cel ce este, începe cu cel ce este acum. Cel ce era și cel ce vine. Și este un Dumnezeu atotputernic. A tot puternic înseamnă are toată puterea în cer și pe pământ. Și asta înseamnă că poate să rezolve orice problemă dacă e tot puternic. Și dacă tu te uiți la viața ta, se desfășoară în trei dimensiuni. În trecut, în prezent și în viitor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poate să răspundă nevoilor tale din prezent, din viitor, dar poate să, le, să răspundă și celor din trecutul existenței tale. Pentru că noi suntem o acumulare de informații, practic. Ce ești tu? Ești o poveste până la urma urmei. Nu ești făcut din oase și mușchi țesuturi adipose, unii mai mult, alții mai puțin. Nu asta e esența ființei tale. Tu ești o poveste. Când pleci din organismul acesta, rămâne povestea. Și în povestea ta sunt tot felul de acumulări, unele mai bune, altele nu așa bune. Ați văzut când se prăbușește un avion, imediat caută cutia neagră. Asta înseamnă că acolo sunt niște informații vitale care s-au înregistrat în ce au vorbit piloții, cu ce viteză s-a dus avionul. Vreau să te informez că tot ce faci tu, tot ce gândești, tot ce ai simțit vreodată în viața ta, se înregistrează. Unii zic, dar cum va ști Dumnezeu toate câte am făcut noi? Simplu. Se înregistrează în inconștientul tău. Tot, absolut tot. Inclusiv arborele tău genealogic. Ești conectat cu arborele. Cu memoria arborelui tău genealogic. De aia evreii erau revoltați, că au zis bine că păriții au mâncat aguridă și copiilor li se sterbezesc dinții. Deci totul este înregistrat. Și eu vreau să zic că mă uit la mine și sunt lucruri care nu mă onorează din trecut. Nu știu dacă tu ai de astea, dar eu am. Și decât să ți le spun aici în plen, mai bine m-aș băga sub mocheta asta. Că nu, nu se de. Dar cum o să stau eu înaintea lui Dumnezeu are? Cum o să dau socoteală? Că zice Scriptura, pentru orice bine sau rău pe care l-am făcut, vom da socoteală. Nu scapă nimeni, niciunul dintre noi nu scapă. Toți vom sta. Zice, omului este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata lui Dumnezeu. Sunt păcate care sunt acolo acumulate și cum să le șterg la psiholog sau la psihiatru sau cum să fac să curăț memoria aia cognitivă, afectivă. Ce să fac? Și sunt pattern, modele de gândire din trecut care tot mă trezesc că le fac. Am crezut că le-am rezolvat și Ăștia care vor să rezolve problema simplu vin la mine și îmi dau un verset din Scripturi. Iată că Dumnezeu a făcut toate lucrurile noi, toate cele vechi s-au dus. Deci, gata, s-a dus, nu mai este nicio problemă. Numai că mă trezesc, că mă urmăresc memorii afective și mă trezesc în același pattern comportamental. Ce-i de făcut? În Canada, dacă vrei să te muți în Canada, trebuie să știi că există două anotimpuri. Există iarna și luna iulie. În luna iulie, în nordul Canadei, ei exploatează pădurea, nu numai la România, se exploatează pădurea și la Canada. Și vin cu camioanele pe drumurile forestiere. Zeci de kilometri. Dar uh, imediat, în luna august, deja începe să înghețe, să fulguie. În septembrie, totul e alb. Nu mai vezi nimic. Și pe unde au venit camioanele alea masive, s-au făcut niște patterns, niște urme în drum. Și autoritățile au pus acolo o inscripție. Tu care intri cu mașina asta personală pe drumul ăsta. Vias, vi, ai grijă. 20 de kilometri numai elurea, Numai înainte te duci nici la dreapta, nici la stânga. Știi de ce? Că prins pattern-ul, prins modelul ăla de la camioane și nu te mai lasă să virezi. Duma înainte mergi. Noi avem automatisme de astea. Nu am vreme să dezbat acum poate nici nu interesează pe toată lumea. Dar în interacțiunea cu părinții noștri ne-am format un fel de atașament. Atașament anxios, unii se agață, disperați, că așa i-au învățat părinții. Alții atașament securizant, alții atașament evitant. E așa ca și ghețarul ăla care a lovit Titanicul, rece. Îi spune soției, te iubesc, acum nu-i mai spune 30. de ani. E rece lângă el. Sau poate fie, să fie soția. Asta e atașamentul evitant. Aceștia sunt copii care în copilărie n-au primit afecțiune, numai responsabilități. Nu știu vorba aia de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere, nu? vorba românească. Adică nu s-a încărcat rezervorul lui de iubire. Și ăsta are așa un pattern, că e rece cu tine. Altul se agață de tine. Altul a fost traumatizat și memoria aia afectivă nu te lasă să te bucuri. Ești anxios și temător. Sunt răni emoționale teribile care le poartă mulți. Eu văd omul dincolo de venitul la biserică. Îl văd face to face, așa, de la om la om. Și acolo trebuie să facă striptis emoțional, să scoată tot ce-i dureros la suprafață. Și îl întreb, cum ești? Bine, zice. Dar de ce ai venit aici dacă ești bine? Toți sunt bine, dar sunt niște răni, niște memorii afective, le simți la stomac, le simți la inimă. Doamne, ce să fac? Mă duc la psihiatru, mă duc la psihoterapie, dar nu am citit despre tine, Doamne, că ești cel ce era, cel ce este și cel ce vine, adică tu poți să te ocupi și de trecutul meu. Eu cred, Doamne, că Tu poți să vindeci pattern-urile alea, să mă scoți de pe traseul ăla care numai elurea merge, pe pilot automat. Să fiu altfel, să fiu liber. Tu poți să aduci libertate în viața mea. Și, în mod practic, am cunoscut mai mulți teroriști de-a lungul vieții mele, Poate și tu o ai cunoscut. Unul era profesoara de matematici. Nu uit pe aia, nu pot uita. Și mi-a băgat aia o anxietate, să știi că în România, în mod special, școala e abuzivă. Te încarcă cu foarte multe lucruri inutile, care nu le mai folosești niciodată. Câți dintre dumneavoastră folosiți teorema lui Pitagora, în mod regulat, sau al lui Thales? Dar de ce trebuie să învățăm toate chestiile astea? Te abuzează, te abuzează memoria și te făcea să tremuri. Și mi-aduc aminte ce anxietate a băgat femeia aia în mine. Nu era bun pedagog, dar a băgat o anxietate, un coleg sărac, cu totdeauna vomat înainte de ora de matematică. Eu măcar nu vomam, dar am simțit-o și ai, pe la mai Rost ma, văd eu, coioioi mă taie pe la ficat. Și întâlnesc exact anxietatea care a băgat o femeie asta în mine, o întâlneam pe la 30 și ceva de ani, pe 40, acum am peste 50. Și, uh, mă, stau un pic, că asta n-a picat din cer pe capul meu, nu pică din cer, ponc. Asta undeva în timp, în trecut a intrat. Și am zis, eu trebuie să mă duc în trecut, să rezolv problema în trecut. Și m-am dus la liceu. Am zis, Doamne, Tu mergi cu mine acum. Mergem în doi, că așa zice Scriptura, că furia împletită în două e mai puternică. Trebuie să mergem exact la liceul ăla unde am experimentat teroarea în clasa nouă. Că eu sunt un inhibat de atunci. Printre altele. Hai să mă duc acolo. Și am vorbit cu portarul. Te rog să mă lași să intru. Ok, zicea, nicio problemă. Și rugându-mă, m-am dus exact acolo unde era sala de clasă. Și deja simt emoția. Începe să urce, dar nu așa tare ca și atunci când eram elev acolo. Și am început să rostesc. Că rostirea are. Putere. de a zice Scriptura, voi sunteți preoți, binecuvântați și nu blestemați. Să rostești despre tine, dacă tu spui despre tine, nu pot, sunt un handicapat, așa vei fi. Cum se socotește el pe sine, zice în Cartea Proverbelor, așa este. Și am început să rostesc acolo, să spun lucruri care nu le puteam spune ca și copil să zic profesoare, după ce m-am rugat, of course, să zic profesoare, mi-am imaginat că ea e acolo, știi? nu mă vede nimeni și așa. Tu ești un pedagog slab, ești un terorist, un om slab face asta, unul care e sigur pe el nu face asta. Și am mustrat-o acolo, dar am zis, trebuie să te iert trebuie să te iert să mă vindec, altfel nu mă vindec. Și am făcut așa un gest. Aici las tot. Și după aia mi-am imaginat unde sunt eu, banca aia unde stăteam eu. Și vorbeam cu mine. Hei, băiatule, nu te teme. Nu te teme, uită-te că traseul tău va fi altul, nu depinde de matematici, stai liniștit. Și îi spuneam băiatului speriat să nu se teamă. Și am ieșit de acolo mai liber. Am ieșit mai liber. Dar uită-te la, la Petru. Are o memorie afectivă păguboasă. De trei ori s-a lepădat de Domnul. Știi ce a făcut Domnul când s-a întâlnit cu el? L-a pus de trei ori să facă un ritual zice, Petre, mă iubești tu pe mine? De trei ori l-a pus să se relege de Domnul. Și de trei ori Petru a zis, Doamne, te iubesc. Doamne, te iubesc. De trei ori. Un domn care a lucrat dolgozunc, oi, 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 izmec, de dimineața până seara. Lucru, lucru, lucru. Și nu mai investești în relație. Să știi că o relație e ca o mașină second hand. De aia din 2002. Dacă nu ești tot timpul atent la bucșe, la telescope, la motor, la ulei, te lasă în drum când sunt lumea mai dragă. Trebuie să investești non-stop, să iei pulsul relație. Și dacă ești de 30 de ani căsătorit, să investești. Și, sau mai mult de 30, și ăsta numai muncă a știut. Și uh, într-o zi a venit acasă și a băgat cheia să... Și nu mai este loc acasă pentru el. Soția a plecat cu altcineva. Și ăsta e un șoc pentru el. Așa șoc că nu mai știe unde îi. Că nu a fost scandal sau de-astea, numai l-a lăsat cu ochii în soare. Și am zis, te fer, avem de lucru. Ești pregătit să te duci înapoi în Spania, la apartamentul ăla și să retrăiești asta, să retrăiești. Tot ca să vindecăm memoria ta afectivă, va trebui să te duci acolo, îl chemăm pe Domnul cu noi, mă te costă un pic să, să te vindeci. Și omul a zis, merg merg, orice fi, mă duc să refac. Trebuie poate să revizitez lucruri din trecut și să-L chem pe Domnul, care i Dumnezeul trecutului. Crezi că Dumnezeu poate să se ducă în trecut și să rezolve problemele sau nu poate să se ducă? Și să îți vindece memoria. Nu o să șteargă fac afară de la tine, dar o să scoată duritatea aia teama aia, amărăciunea aia, poate să o scoată de acolo Dumnezeu. Rămâne amintirea, dar amărăciunea se duce. Dacă faci o incursiune cu Dumnezeu în trecut, uită-l pe Ezechia. Ce-a făcut Ezechia? S-a îmbolnăvit și a strigat către Dumnezeu. Cel care are, care a făcut urechea, s-ar putea să n-audă. Crezi tu că n-aude, te aude care a făcut ochiul se poate să nu te vadă, te vede Domnul. Și zice Domnul lui Isaia, Isaia, gere viso, hai înapoi, că ăsta se roagă și te duci la el, te duci la el și îi spui că Domnul îi mai dă 15 ani. Și omul a zis, Ezechia, dar cum voi ști? Zice, omului Dumnezeu isaia. Cum vrei să meargă soarele cu 10 ore în față sau să meargă în trecut cu 10 ore? Și zice Ezechia, aia n-ar fi mare lucru să meargă cu 10 ore în față. Dar dacă s-ar duce în spate, dacă Dumnezeu face ca istoria să meargă în spate, aia ar fi minune mare. Și Domnul a făcut să meargă istoria în spate. Crezi că Dumnezeu nu se poate întoarce în spate cu istoria vieții tale și să repare anumite lucruri care nu funcționează bine? Just try. Încearcă-L pe Dumnezeu să vezi că se poate să vindece memorii afective de la tine. Și păcate poți să le șteargă și niciodată El nu le mai pomenește păcatele. Dacă tu m-ai fautat pe mine, ai greșit împotriva mea, eu pot să te iert. Dar poți să te curăți. Nu te pot curăța niciodată. Dar zice Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Îmi și curăță sufletul. Și dacă tu te torturezi cu păcate din trecut, tu greșești amarnic că Dumnezeu deja a iertat aia, nu mai există. În economia lui Dumnezeu nu mai există, nu-și mai amintește Dumnezeu. Și nici tu nu o să-ți mai amintești într-o zi deloc. Deocamdată există hardul, hardul i creierul, care suportă informația. Dar îți dau o veste proastă și una bună. Într-o zi, vermii se vor delecta cu hardul tău. Asta e vestea proastă. Vestea bună, îi că tu nu o să-ți mai amintești nici o mizerie, că zice scriptura, nimic spurcat nu va intra acolo, nu o să-ți mai amintești, va fi blank, nu, nu mai știi de, de ele. Dar de-aia te rog, dacă le-ai mărturisit Domnului, să nu mai te autotorturesc cu ele, crezând că cine ești tu, da? Ce sfânt ești, dacă tot te autoflagelezi. Nu o să-ți mai amintești numai ce ai făcut pentru Domnul. Este o cântare veche. Ce pentru Isus ai făcut, va sta. O știți? Ce ai făcut pentru Hristos, aia va sta. În rest, se duce. Un tânăr vrea să o impresioneze pe logodnică a lui. Era student la Londra. Englez, bineînțeles. Cu mai mulți ani în urmă am citit în literatura de specialitate. Și ce-a făcut tipul ăsta? Spre tinerii, vitezomani. Cine sunt eu? Oi, 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 asuie aici. A mers cu motocicleta cu viteză mare și a avut un accident. Și uh, uh, a intrat în comă. L-au dus la spital. El era student, studia limbi clasice. Limba greacă studia. Și acolo, la spital, s-a trezit după câteva zile. Și... Uh, Medicul întreabă, o, ce bine că ne-am făcut emoții pentru tine, îi zice medicul în engleză. Și ăla nu înțelege ce zice medicul. Îi răspundea în limba greacă înapoi. Nu mai știa limba engleză. Și au dus translator din greacă în engleză. Să înțeleagă și el despre ce vor. Și i-au arătat-o pe mama. As a on you. Și el s-a uitat. Nu, nici meri asta e mama. Nu știa. Avea amnezie parțială. Tu o să ai amnezie parțială, o să uiți anumite rele, niciodată. Nu -o, o să mai știi să păcătuiești, nu o să mai știi. Nu o să mai ai memoriile astea dureroase care le -ai aici pe pământ, definitiv. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al trecutului, este un Dumnezeu al prezentului și un Dumnezeu al viitorului. Noi ne raportăm de obicei la Dumnezeu în timpul trecut. Bă, ce har deosebit a fost în trecut, ce lucra Dumnezeu. Dar și o să mai fie în viitor. Dar acum nu mai e. Ce, și-a dat demisia Dumnezeu? Nu zice Scriptura, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Chiar și acum ai Dumnezeu prezent. Numai că eu tre eu am o problemă, noi oamenii avem o problemă. Și trăim în imaginație. Păi care trăiesc în imaginație, îi băgăm la spital de neuropsihiatrie. Dar uite că toți trăim în imaginație. Tu trăiești fie în trecutul tău, fie în viitorul tău. Dar nu trăiești acum în prezent. Să vezi că acolo e Dumnezeu. Este Sfântul Laurențiu. Ați auzit de Sfântul Laurențiu? Nu era Pentecosta, nici Baptisto, nici la Baptisto Imohas nu a plecat, nici la Carismatici. A fost un catolicuș. Sfântul Francisc practica prezența lui Dumnezeu, are și o carte. Practica prezența lui Dumnezeu, zilnic. Diz de dimineață practica prezența. Și uneori avea așa stări de extaz, încât ei au zis, as o film ăsta e cu capul. Că el începea să danseze, că nu mai putea de prezența Domnului. Ur sărea, sărea acolo. Și spunea, Doamne, dar oprește-te, că nu mai pot, eu numai din lut făcut, nu mai pot, nu mai rezist, oprește-te. Dar a practicat prezența lui Dumnezeu non-stop. Când s-a dus acolo la mănăstire, ei au zis, hai să vedem, cânți bine să-l băgăm la echipa de închinare. Nu cântă bine. Hai să vedem, e brilliant, să-l băgăm la bibliotecă. Nici prea deștept dui, nu. nu-l băgăm nici la bibliotecă. Îl băgăm la vase, să spele vase, șmotru pe la bucătărie, și asta la bucătărie, spăla vase pe jos și spăla și spune, Doamne, uite acum pentru tine am spălat. Îți place, Doamne, cum spă? Uite, și vasul ăsta pentru... îți place? El tot timpul vorbea cu Domnul. Și Scriptura spune, rugați-vă duminică dimineața, joi seara, duminică după masă și case și gata. Ce zice Pavel? Rugați-vă neîncetat un pusnic s-a dus în pustie și zice, am înțeles în sfârșit ce înseamnă să te roci neîncetat. Că m-am dus în pustie și m-a apucat așa o groază și toți ziceam, Doamne, fii cu mine, Doamne, fii lăudat, Doamne, Tu ești aici și auzeam urlete. Atunci și mai tare mă rugam, toată noaptea m-am rugat. Am înțeles ce înseamnă neîncetat să te roci Domnului, să practici prezența lui Dumnezeu. Să-ți conștiința nu zice scriptura așa, zice Pavel, știi ce, mă rog eu pentru voi? Să cunoașteți lărgimea, lățimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Dar conștiința noastră e așa limitată. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar lărgi la nesfârșit? De a, a, percepția ta de 10 la puterea 12, să se lărgească, tu ai vedea atomi, ai vedea că totul e o lumină aici, dacă s-ar lărgi conștiința așa pe orizontală, dar dacă s-ar lărgi și în sus pe înălțime, tu ai vedea că aici sunt îngeri, tu ai vedea că aici ai prezența lui Dumnezeu și imediat s-ar schimbat răirea ta. Imaginează-ți că aici vine o muscă. Și musca ce se gândește? A, sucor, vom? Caută zahăr, nici sucor, nu este nimic. Nu ar înțelege ce facem noi aici, deloc n-ar înțelege. Dacă aici ar veni un câine, câinele ar începe să priceapă emoțiile noastre. Și dacă ți-ar fi frică, imediat ar deveni hamish eu și sare la tine că înțelege frica ta și înțelege și bucuria ta dacă te-ai obișnuit cu ea înțelege mai mult decât o muscă dacă vine un om aici înțelege și mai mult conștiință mai înaltă și dacă vine un înger aici ce înțelege îngerul mult mai mult decât înțelegi tu și un arhanghel și mai sus decât un înger Pavel zice, mă rog să se lărgească, să zlărgești corturile pe lungime, lățime, adâncime și înălțime. Să fii conștient de prezența lui Dumnezeu. Că avem un Dumnezeu care era, este și care vine în viitor. Să mă încadrez și în timp. Eu am o problemă, vorbesc loșon, așa încet. Și unde eram eu la biserică, o doamnă, când începeam eu să vorbesc, cădea în, a, a, în răpire sufletească, acolo în fața mea, foarte încurajator când vezi asta. Și la sfârșit am zis: Dacă cineva este îndemnat de Domnul să spună o rugăciune de încheiere și ea sărea prima din somn, așa, pum, rapid. Și culmea era exact pe subiectul care eu am zis la predică. Nu știu cum se conecta. Sper să nu vă ador și pe dumneavoastră. Deci, a, 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 Scriptura spune cel ce vine în mâna lui Dumnezeu este viitorul tău. Este viitorul. Am văzut un partid politic cu ani în urmă care își făcea campanie electorală cu noi viitorul este sigur. Oi, 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 oi. Cu nimeni, cu niciun partid nu-i viitorul sigur. Dar cu Dumnezeu este sigur. Cu Dumnezeu este sigur. Dacă i-am încredințat ceva lui Dumnezeu, poate cineva să smulgă din mâna lui Dumnezeu. Dacă a închis el o ușă, poate să o deschidă cineva? Nimeni nu poate să o deschidă imaginează ți ce înseamnă că viitorul, Dumnezeu ți asigură viitorul. Zice, Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Dar ce loc trebuie să fie asta? Ai văzut că eu sunt de la Nogivară, de la Oradea. Și își se bat ăștia, care cartierul cel mai tare? Locuri, oi, 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 scumpe gros în gheșeft. Pe deal, acolo o să vezi panoramic tot orașul, scump locul. Dar ce loc pregătește Dumnezeu pentru tine, oare? Ce loc? Și ce înseamnă să fii în locul ăla cu Dumnezeu? Te-ai gândit ce înseamnă? Înseamnă un extaz etern. Să știi că Dumnezeu nu te-a făcut să fii un sfânt soc de la așa. A la față, flămând tot timpul și supărat. Dumnezeu te-a făcut pentru bucurii eterne, pentru plăcere eternă. Așa spune în Psalmul 16. Doamne, la dreapta ta sunt bucurii eterne. Ce înseamnă etern? Nu se mai termină niciodată, niciodată. Bucurie eternă, asta a pregătit Dumnezeu pentru mine și uită-te în Apocalips spune de sfinții care erau înaintea Domnului erau așa, zici că au luat au tras angels dust zici că au fost drogați au strigat zi și noapte Sfânt, Sfânt este Domnul și își aruncau coroana tu ai văzut pe cineva făcând așa gesturi zici că ce-a pățit ăsta că își aruncă coroana zi și noapte și e în extaz înaintea lui Dumnezeu. Dar cum să fie așa în extaz? Dumnezeu e frumusețea absolută. Îți dai seama să vezi tu non-stop frumusețea absolută. Ai văzut un îndrăgostit care o vede pe iubita lui? Wow, e așa, și are un chip cu ea, oi, 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 tot se uită, știi, când nu e acolo ea. E, o admiră, oi, so beautiful, și so, e așa faină, oi, Dar imaginează-ți Dumnezeu care e frumusețea absolută. Și zice Scriptura că nu numai frumusețea absolută, dar Dumnezeu e dragoste. Dar nu orice dragoste de asta așa, la pipetă dragoste absolută. Dar cum e aia absolut? Zice Pavel, acum noi cunoaștem în parte lucrurile, dar atunci vom cunoaște la modul absolut. Ce e aia să cunoști la modul absolut? Imaginează-ți că te-ai îndrăgostit. Sau numai mie mi s-a întâmplat asta. Și ție ți s-a întâmplat să te îndrăgostești. Și atunci plutește așa, ai aripi la călăcâie, peste tot. Nu mai vezi uh, Uh, trambulina aia de la uh, Dușești sau unde e când sar cu mașină, nu te mai ah, a, s-a rupt acolo un telescop nu... nici nu te mai interesează că tu ești îndrăgostit Știi? ești îndrăgostit nu mai vezi criza asta uh, sanitară și aia economică care vine odată cu aia tu te interesează astea tu ai fluturi la stomac și așa frumos păcat că nu ține numai vreo 2-3 ani. Dacă ar ține non-stop toată viața, poate că nici n-ai mai mâncat, tot ai slăbit. N-ar fi bine dacă tot ar ține așa non-stop. Dar asta e așa în parte, numai zice. Acolo vom cunoaște la modul absolut iubirea. Păi n-ai putea să reziști cu trupul ăsta, te-ai carboniza automat. De aia trebuie să ne dea Domnul trupuri noi. E așa, o putere în dragostea lui Dumnezeu Că te electrizează Și uh, mă apropiu de încheiere Acolo este un client la mine alcolic Nu mai prea lucrez acum cu alcolici eu Dar, Că e foarte greu cu ei Dar cu ăsta a fost o experiență deosebită Venea beat Zomul viher a venit Zic, poți să pleci deja că eu nu stau de vorbă cu Bacus. La mine vii când ești treaz, că altfel îmi irosesc timpul degeaba aici. Vis la ai țuchiu, la revedere. Și a înțeles omul, a venit când era treaz. Și acolo stau de vorbă cu el. Și nu se prindea nimic ce zic eu. El era cu pattern lui, cu palinca. Și la un moment dat îi zic, Bă, tu știi că în cer vom fi beți non-stop. Nu ne mai trece niciodată. El au făcut ochii mari când au zis. Non-stop beți în cer, da. De dragostea Domnului. Așa intensă va fi dragostea asta. Că nu o să ne mai treacă niciodată iubirea asta lui Dumnezeu. Niciodată nu se mai termină. Asta a pregătit Dumnezeu pentru mine în viitor. Ce zici? Vrei să mergi cu un asemenea Dumnezeu, care este un Dumnezeu al trecutului, al prezentului și al viitorului. Și este un Dumnezeu a puternic. Să fiți binecuvântați, să auzim de bine, vigează toc toc ro. Aveți grijă de sufletele voastre. Cel mai important lucru din universul ăsta e sufletul tău trebuie să ai grijă de el, foarte mare grijă de el, că o să-l prezinți înaintea Domnului într-o zi. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, Keishub Tolar Cozum. Să ne vedem mai târziu. Doamne ajută!